Salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Antonia, nu ne-am mai auzit de foarte mult timp. Iar astăzi, după cum se vede, am demolat colțul meu magic pentru că voi muta biblioteca aici. Și da, haideți să vedem cum se va transforma din vechiul colț care era... voi pune vreo poză pe aici cu ce va fi. Aici eram o fată harnică și am șters praful de pe ea și da, se vede că este destul de veche. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp. Treabă, școală, iar acum am găsit ocazia perfectă pentru că trebuie să mut biblioteca aici. Au dispărut colțul cu desenii. Da, destul de trist pentru că mie îmi plăcea foarte mult colțul ăla. Dar, da, acum să vedem, trebuie să organizez biblioteca, o să las după ce termin miniclipul ăsta. Să vă las așa cu idei 5 în camera aici, pentru că eu vraiește totală. Și, da, haideți să ne punem pe rearanjat biblioteca. Cam așa se prezintă situația. Am cărat toate cărțile din locul unde au fost și le-am pus pe toate aici tank, ca apoi să le așez acolo. Ca idei, biblioteca să fie foarte vechi, de când, mă știu, și când am stat la bloc și de când am venit la țară, am folosit tot pe aceasta. Oricum, mi-e așa să mă dispart de ea, e foarte folositoare în cap. Cam 200 și ceva de cărți, dacă am mai folosit și rafturile, dulapurile alea de acolo, ar încăpea mult mai multe. Dar da, m-am gândit să le așez iar pe edituri și să le pun pe toate cu cotor în față, iar după să fac un IGTV unde le întorc pe cele citite ca idei. Dar da, mă pun că am foarte multă treabă, mai am pe aici chestii de aranjat, deci frai, știi, în jurul meu. Am mutat colțul în partea de la geam. Ho, bam! Da, toate desenele mele sunt pe aici. Cineva mă întrebase dacă eu l-am desenat și da. Obișnuiesc să mă semnez după ce le desenez. Asta s-o cam rupt când l-am desprins. Dar da, mă pun pe treabă că nu știu când o să ies de aici.
da, acesta este rezultatul final. Sus mi-am pus eu niște maimuțoaie. Pe raftul de sus avem Book Zone și alte edituri precum 3, Corinthians, Leda, Litera, editura Creator și Tritonic. Aici am pus toate cărțile de la Book Zone și dintre cele care normal n-au mai avut loc aici le-am pus acolo. Aici avem editura Stylish, aici avem mai multe edituri. Acolo mi-am pus eu niște cărți de școală. Aici avem raftul de dezvoltare personală, Epica cu Colin Hoover sus. Aici avem RAW, iar în partea asta la altă avem Humanitas Junior. Și cam acesta este noul meu colț. Sper că v-a plăcut clipul și da, noi ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Dacă v-a plăcut acesta, aștept o mică apreciere din partea voastră și de ce nu să împărțiți cu prietenii voștri iubitori de carte.